Încă nu știi rezultatele alegerilor, dar de-am țintit altă funcție. Problema constă e că așa sunt termenii, deci iată, au coincis astăzi, s-a suprapus, da, alegerile. Se votează, deci azi e 20 și Ministrul Justiției, Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru funcția de procuror general, mai bine zis preselecția candidaturilor și documentele dumnealor au propus să fie prezentate până la 20 octombrie. Eu am fost nevoit joia trecută, joia ce a trecut acum, să depun documentele pentru a participa la preselecția Procurorului General al Republicii Moldova. Iată, am prezentat toate documentele cerute, inclusiv conceptul ăsta. L-am scris pe câte pagini aici, 5 pagini. Și dacă, iată, prima foaie, poate n-aș vrea ca toți să o citească, pentru că este legată de aceea că eu am descris pe scurt așa trecutul Procuraturii Generale, dar iată, începând cu foaia a doua, deci ar fi bine ca toți să citească acest concept. E, va lua timp ca să îl citim, de aceea poate cei care... Eu presupun că ele să fie făcute publice, nu? Da, domnul, dar eu, după informațiile mele, deci socialiștii și cu acum s-au înțeles cine va fi de acum procuror general și de aceea concursul acesta se face numai de ochii lumii. Eu însă voi participa la acest concurs. Vom vedea, deci este clar că așa va fi, concursul va fi de ochii lumii posibil, deoarece în rezultatul acestei preselecții urmează ca Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova, care este o organizație deci absolut ilegală, neconstituțională, necătând la faptul, nici într-o țară de lume nu există așa organ, necătând că el e băgat în Constituție, despre el acolo s-au scris că Plohotniuc a vrut că orice preț să-și apere, să-și protejeze interese cu ajutorul Procuraturii. Ministerul Justiției urmează să prezinte numai două candidaturi din preselecție, din tot cei care vor participa la această preselecție, două candidaturi. Dintre care, din aceste două candidaturi, Consiliul Superior urmează să-i propună președintele una sau pe ambele. Deci, după informația mea, vor fi propuse ambele și ambele vor fi numiți în funcțiile respective, adică unul va fi procuror general, dar altul primul locțitor al procurorului general, care va ședea pe dosare penale. De obicei, primul locțitor, el se curează dosarele penale. Iată băieții ce au hotărât. Și eu aș vrea să le stric acest joc. Eu am o problemă mare, deci faptul că sunt sub anchete, sub penale de 15 ani. Ai și o sentință în primă instanță? Am și o sentință de condamnare, da, dar eu încă o dată subliniez că eu n-am săvârșit nicio crimă, niciodată n-am fost condamnat. Până când a fost indicațiile domnului Plohotniuc date președintele jurării Buicani, care m-a condamnat, și eu cred că acum la Curtea de Apel, atunci am început examinările cu participarea mea, în dosarul acela toate documentele sunt fabricate sau falsificate sau neluate, cele care le-am prezentat noi, niciunul n-a fost luat în atenție, deci au fost respinse toate demersurile apărării și eu cred că Curtea de Apel n-are altă ieșire decât să mă achite. Mă achita sau nu mă achita, mă duce la pușcărie, tot chiar și de la pușcărie eu o să lupt pentru drepturile mele și pentru, mai ales drepturile celor cetățeni care se află la pușcărie nevinovați, cel puțin 50% din ei acolo. Iată, chiar azi zile, săptămâna aceasta mă voi deplasa la un penitenciar din Republica Moldova să mă întâlnesc cu fosta mea clientă care stă 10 a fost condamnată la 10 ani. A fost condamnată la câte 10 ani, adică la 20 de ani, pe două dosare, dintre care pentru unul dacă stă. Dacă scumulează, nu se însumează. Nu scumulează, da, ea a primit 10 ani în principiu și stă absolut nevinovată și pe un dosar și pe altul. Și foarte interesant este că până la urmă, judecătorii Curții Supreme Justiției, doamna Catană, i-a dat 10 ani, a lăsat sentința ilegală în vigoare, neavând niciun drept, neavând nicio dovadă. Iată, e ceva oribil ce se întâmplă în Republica Moldova și toate nelegiuirile, în principiu, în mare parte, se datorează judecătorilor Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova. Atât secții penale, colegiul penal, cât și secții civile și celorlalte secții care există la această judecătorie. Și trebuie cât mai repede acești toți judecători trimiși la pensie sau concediați, pentru că este foarte ușor de hotărât această problemă. Examinând dosarele concrete care le-au examinat, iată, de exemplu, și dosarul acesta cu gemeni care a fost examinat pe data încheierea, pe data din nou.
Mulțumesc la toți pentru atenție. Dar despre concurs, dacă revenim, doar ai mai participat la concurs pentru CNA și la ăsta de procuror general. Și nu te-ai săturat, n-ai obosit? Problema, eu înțeleg că aceste concurse au fost făcute și cred că majoritatea cetățenilor înțeleg de ochii lumii. Ei, tot ce au putut sprăvala, au prăvălit la acest concurs, au fost organizate necompetent și în mare parte special necompetent, mai ales Comisia Juridică a Parlamentului a acționat absolut ilegal și necompetent în concursul, mai ales pentru funcția de director CNA. Funcția de procuror general nici n-a fost scoasă la concurs, așa s-a vorbit despre că s-a organizat un concurs pentru procuror general interimar. Dar în realitate asta a fost așa o decizie, o acțiune care să acopere deci problema cu funcția și persoana a fost selectată cu mult înainte și deci a fost numită așa cum s-a dorit. Eu sper totuși că iată s-a apelat la diferite instituții internaționale, s-a făcut o comisie de concurs la Ministerul Justiției. Sper totuși poate măcar cât de cât măcar la ăsta blocul acum apropiații lui Maia Sandu ca lui Andrei Năstase, de cum nu mai cred că mai pot face ceva, iată mai rămas ceva acolo, influența lui Maia Sandu care mai poate interveni în aceste procese. În rest, nu mai știu ce să aștept, o să așteptăm rezultatele, că toți așteaptă cine o să fie procuror general, vreau și eu să văd. Și atunci o să ne, de acum o să ne debarasăm de toate iluziile și o să înțelegem ce se petrece în țară la noi, că de obicei eu nu înțeleg, de exemplu, ce se petrece. Ăștia au promis tot ce au putut și n-au făcut absolut nimic ce au putut, din cele ce au putut. Poate singura problema Moldovei că totul depinde de procurorul general, dacă ar avea autonomie procurorii pe anchetarea cazurilor, ar fi mai democratic și mai... Care-i procurorii? Le-au dat toate autonomii au, uite ce se face în Constituție. Ei toți au lucrat la comandă. Și atunci, dar de ce depinde totul de procurorul general? De ce tot așteaptă cu nerăbdare să-l vadă? Depinde, ci, iată, dacă eu o să devin procuror general, o să fie o situație. Dacă o să devin procuror general Andrei Năstase, de exemplu, care n-a făcut nimic la Ministerul de Interne, o să fie altă situație. Dacă o să devină procuror general domnul Morari, care a băgat la pușcărie 1000 de oameni, care astăzi șef procuratorii anticorupției, o să fie altă situație. Păi, până când nu numim în funcție aceasta om cu verticalitate, om curajos, un om competent în primul rând, că ei nu știu azi ce cu ei, ei sunt necompetenți toți, ei trebuie puși la... Iată, eu am scris în programul meu că vor fi în primul rând puși să dea examen. Va fi concurs pentru oricare funcție în procuratură. Concurs cu selectarea dosarului, cu un examen scris și un interviu care va fi filmat la cameră și va fi publicat în internet. Și atunci o să vedem, iată, doamna ministru, dacă va organiza un asemenea concurs, să fie sănătoasă și vom fi totdeauna de acord că ea să continue funcția ei mai departe. Dar dacă va fi un selectare de dosare și un interviu închis în cabinet, dar ei au de gând ca... Să închipă că ei au de gând să selecteze oamenii și la interviu să-i admită numai pe cei care ei vor selecta, adică nu pe toți care vor participa la această preselecție. Adică eu am șansă, nici nu apar nicăieri. Deci ea să zic că nu ești admis. Cum a fost la comisia parlamentară. Da, și mie îmi rămâne să mă duc în judecată, să atac, să mă chinui un an de zile până ei o să numească procuror general. O să vedem ce o să facem. Pentru că cei ce concursurile acestea și la noi, și în România, și în Europa, sunt de formă. Aiurea. Dar se poate de făcut concurse obiective. Făceți băieți, dați dosarele, lasă de oamenii examen. Ia că eu sunt gata, eu întotdeauna, știi că au fost cândva concurs la funcție de director, când a fost Chetraru, noi am dat examen scris. Și domnul Chetraru a venit și timp de jumătate de oră a scris el. Știa întrebările. Da, dar eu timp de, mie mi-a trebuit o oră, care doctor în drept și avocat, care întotdeauna scrie, în fiecare zi scrie 3-4 pagini recursuri, apeluri și așa mai departe. El a venit și în 3 jumătate de oră a scris, mai repede de 2 ori ca noi, ceilalți. Cam așa a fost, iată, concursul. Ce putem face? Așa, trăim în țara care merităm și avem conducerea pe care o merităm. Eu chiar vreau să văd cum doamna Maia Sandu să lămurească pe cine ei acolo au ales, cum au ales procurorul cel general pe care ei de cum s-au înțeles. De ce nu vine doamna Chioviș sau altcineva? Iată, eu le-am prezentat, printre altele, la concurs le-am prezentat document că eu sunt avocat la Barou Iași, sunt cetățean al României, am... Ai reușit să te lămurești cu conflictul celălalt cu Barou Iași? Nu, aceia mi-au pus dosarul și aceia, să închipă România unde a ajuns, țară europeană.
Curtea Supremă de Justiție a României, care se numește în altă curte de casație de justiție, mi-a pus dosarul, știi când? La primăvară. Nu, în mai 2021. Un an și jumătate. Închipui cum acolo starea justiției. Pur și simplu, încă eu nu am vrut să vorbesc despre justiția României, dar acolo e tot cam ca la noi, e prăpăt și acolo. Nimeni nu știe ce se întâmplă în România în realitate și nici nu vor să știe. O să ajungem, poate o să lămurim și chestiunea asta. În schimb, ea că Chioveși au luat-o în Europa, am considerat-o bună. Dacă aș lămuri eu de ce au luat-o în Europa, toți o să sară în capul meu, până când mai așteptăm alea, o să vedem ce o să facă. Lasă europenii să îi merite ca doamna Chioveși să le fie procuror. Eu cunosc, foarte mult am urmărit această situație și e Doamne ferește și acolo. Așa că problema constă în aceea că, părere de rău, iată, se împlinesc cele mai negre, știi, speranța unora de la noi în Republica Moldova, că vine Putin în Moldova, în România inclusiv, așa că... Apoi în ce sens vine? Apoi, uite, cu armata sau în vizită? În vizită, așa, știi. E dat a fost și Erdogan și Putin o mai fost, nu-i prima dată. Nu, cam nimeni nu vrea să înțeleagă asta. Trump, când a fost președintele Ucrainei acolo, i-a spus că trebuie să te împaci cu Putin. Și i-a spus că nu vă mai dăm bani, gata. Așa că, deci, se schimbă situația în Ucraina, se va schimba și la noi, deci, iată, să vedem cum se va termina legile la primăria municipiului Chișinău și atunci continuăm. Deci totul e geopolitică. Da, totul e... Și o decide Washingtonul și Moscova. Foarte interesant geopolitică, e foarte interesant.